Ascultați ChildLife, provocări de părinte, un podcast creionat de Secom. Astăzi sunt fericit și încântat să-l am alături de mine pe Cristian Birta, 45 de ani, unul dintre reprezentanții extrem de importanți ai blogosferii din România, actual managing partner cooperativa 2.0, agenție orientată cu precădere către performanța clienților din social media. Așadar, cum îi place lui să se descrie pe scurt, antreprenor, consultant, blogger. Este tata a 3 copii și soț, are un podcast extrem de interesant pe care recunosc că l-ascult des, poziționat ca un podcast pentru sănătatea mentală. Cristi, bine ai venit și mulțumesc pentru invitație. Bine, v-am găsit și bravo că m-ați invitat, mă! ne-am tot gândit, mulțumim mult, e o onoare și mă bucur mult de tot că ni te-ai alăturat acestui proiect, acestui demers, provocări de părinte. Cristi, probabil te-ai întrebat, nu știu, care a fost primul nostru gând atunci când am zis, băi, Cristi, la ChildLife, provocări de părinte. Firește, rolul de părinte te recomandă, însă o să fiu foarte sincer și îți voi spune că suntem mai foarte fascinați de statusurile și postările pe care le scrii prin ochii fetiței tale, Patricia, dar și de postările în care vorbești atât de frumos de familia ta în general, de soția ta. Așa că o să te întreb direct, există familia asta fericită în care copiii ne aduc numai zâmbete și relația asta cu partenera de cuplu ideală, superbă? Eu așa înțeleg că merg lucrurile la voi și, sincer, pot spune că așa îmi doresc să mă văd și pe mine în câțiva ani. Băi, să știi că e foarte bun începutul ăsta de discuție, pentru că de ceva vreme încep și eu să mă gândesc, știi? Că na, nu, băi, așa e în viață, nu ești deștept din prima. Da. Nu ești prostalău, după aia prostuț, după aia semideștept, după aia deștept, știi? Și atât, acolo se oprește, ăla e Champions League, să fii cât de cât mai deștept anumite domenii. Și eu puneam fragmentele astea cu Patricia, cu Mara, da, acum mijlocea la 15 ani, zice, tati, fără aprobare, mai pui nimic. Corect? Absolut firesc? Nu. Așa? Cu nevastă mea, pe care o ador, o iubesc, e senzațională nevastă mea, le puneam, dați niște fragmente din viața noastră, știi? Eu am crezut că cei care se uită la noi au, cum se zice, mă, în cărțile inteligente, celeritatea să disocieze că sunt niște fragmente, da, adică cumva, știi, e un meci din campionatul vieții, știi? Adică e Steaua CFR Cluj, nu-i tot campionat acolo, știi? Mm. Numai că uite așa cum zici tu, deja multă lume a început să-mi zică, că am început, fac o scurtă paranteză, am început pe blog să scriu un jurnal zilnic, știi? Și acolo sunt gândurile mele, am revenit back to basic, cum ar veni la blogări, cum, ce înseamnă să fii blogger. E, și acolo, na, deschizându-mă, lumea începea să zică, Dar cum, dar tu nu ești, n-ai viața aia perfectă, cum tu te cerți cu copiii? Și mi-a zis, bă, știți, întregi la cap, dar cum să nu se întâmple asta? Hmm. Păi nu, dar noi credeam că e perfect totul. Și atunci a zis, dai-mă un pic, acum să nu mă duc în partea altă să arăt toată bucătăria noastră internă, știi? Că, și să mă înregistrez pe nevastă cum mă face tâmpit și să dau public, să zic, ia uite, m-a făcut asta tâmpit, deci nu e perfect. Că nici asta nu e adevărat, știi? Da. Dar cumva trebuie să o zic. Că bă, stai un pic, că nu e, sunt niște fragmente alea bune, ce să zic și eu, știi? Că până la urmă asta și eu sunt victima social media. Ce punem noi în social media? Când câștigăm meciul. Dar nu să punem când îl pierdem, știi? Sau când ne descalifică la puncte. Da, așa totuși, pun și eu fragmentele alea faine, da. Cum a evoluția asta? La tine cum s-a întâmplat? Adică cum vedeai tu la începutul căsniciei că vor fi lucrurile? Erau așa cum sunt acum sau erau diferit? N-aveam nicio treabă. Deci, ce să zic, eu românești așa, eu m-am îndrăgostit de-a mea din prima pentru că mi-a plăcut foarte mult de ea cum arăta, știi? Adică, și am zis, uite, bă, ce bunăciune, mă. Ca orice relație, bă, ce te uiți la o fată și zici, mamă, ce intelect are fata asta, domnule, cum aș petrece serii întregi discutând despre Heidegger cu ea? Nu, evident. Știi? Deci e o reacție de aia, de animal. Zic, mă, a mea, frate. Nu, mă, și de acolo a început. După aia, de 20 ceva de ani că suntem, îți dai seama că am descoperit și descoperi într-una la ea niște lucruri care mi se pare absolut fascinante. Eu cred că aici e șmecheria, știi? Lupta asta continuă, că e o luptă continuă dragostea asta și relația de cuplu. Lupta asta continuă de a, nu de a surprinde neapărat pe celălalt, dar de a-i mai arăta câte ceva fără să vrei să-i arăți. Adică tu ești așa cum ești în viață, cu provocări, cu necazuri, cu probleme și celălalt se uită la tine și zice, uite mă, cât e de tare gagică mea, cum fac eu, știi? Eu mă uit așa, dar la câteva zile am o treabă de a zic, păi, cuțoc, ești beton gagică mea, știi? Și descoperi. Niciodată ce să-mi propun, că mai zic și eu cu a mea, zic, tu, babă, tu ce ai fi gândit acum 20 de ani când ne-am cunoscut, că o să ajungem la nivelul ăsta și de relații și de copii și așa? Niciodată. Mm. Adică eu țin minte, de exemplu, în liceu, când mă gândeam așa, zic, bă, hai să zic altfel, eu în liceu, dacă întreb pe colegii mei, știu că eu vreau să fiu de la început un bunic foarte bun.
Deci asta de ce asta? De unde venea? De unde venea asta? Da? Nu știu, tati. Că nu stau să-mi facă o autoanaliză de aia, că n-aș mai face altceva toată ziua, știi? Adică, da. Așa mi-era mie, pe cocostârc. Hai să fiu cel mai tare bunic, aia vreau să ajung în viață. Și pentru rocket, nu-i rocket science, trebuie să faci o familie pentru asta, știi? Și cumva nevasta atunci, în planurile mele de a deveni bunic, era așa și o condiție necesară, dar nu suficientă. Și adică, înțelegi ce zic? Și era o să am o nevastă, să fie acolo, cât de cât să nu mă pună domn pe preș prea des, cam așa era faza, știi? Nu m-aș fi gândit niciodată că o să ajungem după 20 și ceva de ani și să fie un stadiu în care să o ador, știi? Adică să îmi fie mai dragă decât la începuturi. Asta e genial, e senzațional. Da. Numai că iar o dămână aspiraționale. Stai, bă, tati, că o fă muncă, mă. Deci o fost muncă de tranșee de multe ori. Am avut și noi scandalurile noastre și momentele noastre dure de înțepenești. Numai că aici e șmecheria. Eu cred cu tărie că fiecare scandal, fiecare ceartă, dacă ai depășit-o și nu ai sărit, nu ai depășit în anumit nivel în cearta aia, îi ciment într-o relație. Da, dinamica asta, frumusețea asta, că povestești extrem de sincer. Nu știu, mi-ai deschis așa multe chakre. Mă, da, dinamica asta faina voastră s-a schimbat după primul copil? Sau așa a fost, nu contează, și înainte, și după? Nu, mă, se schimbă, mă, bă, dar e ca la orice lucru, e ca la ligamente, bă, la genunchi. Mm. La 20 de ani ești ca o căprioară. Deja după 40 începe să bată planetara, știi? Nu e chiar așa. No, bă, așa e și cu relația. Primul copil a venit că l-am vrut. Și asta mă facem și noi un copil de tineri, adică la 24 de ani jumate aveam când. 24 de ani, 24 de ani jumate eu, când l-am avut pe Alex, știi? Și după ce a trecut momentul ăla de panică totală pe care mi-am luat-o, că ideea, wow, să am un copil, ce frumos, e foarte fain, știi? Dar când îl vezi pe brotac în fața ta, că eu am stat acolo la naștere, când la toți trei am stat, deci la primul am aproape stat. Că cu două minute înainte de a-l naște pe primul, când am văzut cum să chinui, n-am mai putut rezista și am ieșit. Dar când din ce ieșeam eu din salon, a venit asistenta după mine, știi? Hai că avem treabă. Bun. Și când l-am văzut în fața mea, l-am luat în brațe, zdeam, mi-a fost drag instant. Deci așa a fost așa o furtună de sentimente în sufletul meu. Pentru mine a fost drag și am zis, mă, ești nebun, ăsta e copilul meu. În secunda, doi, bă, băiatule, mă, de acum încolo trebuie să am grijă de ăsta. Bă, ești nebun? Mi-a dat panică, știi cum, grav. E, după ce treci de panica aia, că orice părinte la început trece pentru panică, intri așa într-un program de conștientizare și responsabilizare și te schimbă enorm un copil. Relația ți-o schimbă. Deci, din punctul de vedere, un copil îi provocarea supremă într-o relație. Din toate punctele de vedere. Uh-huh. Și sexual, dacă vrei. Uh-huh. E o schimbare fantastică să-ți vină un copil. De timp petrecut împreună. Am auzit, eu n-am pățit așa ceva, dar am auzit că unii tați erau cumva geloși pe relația mamei cu copilul. Asta e, mie mi se pare așa, din alte filme, dar nu ne băgăm, fiecare cu ale lui, știi? Deci un copil e o provocare extraordinară și îți schimbă relația. Ori ți-o întărești și ori ți-o dă... Și tu cum ai reușit? Da, zine, da. Nu știu, dă-mi și mie, uite, un tips and tricks, așa, un secret. Unul, nu mai multe. Cum ai menținut armonia asta, înțelegerea, că... Pare în continuare. Nu, așa merge. Am avut scandaluri, am avut certuri, discuții contradictorii. Am dat-o de gard de multe ori și cu creșterea copiilor, că și asta când auzi părinții perfecți, du-te-mă bine, faceți voi clubul, că eu nu plătesc cobora mea la așa ceva. Nu suntem părinți perfecți de nicio culoare. O dăm de gard grav. De cele mai multe ori. Îmi pare eu să fii părinte. Nu știu cum am făcut. Adică de ce să te mint? Probabil n-ai avut un plan, n-ai stat, ai gândit, le-ai aranjat. A fost natural, a fost... Așa a venit, așa s-a întâmplat. Păi așa a venit, mai ales la primul. Ce plan să ai? Ce să-ți faci tu plan? Planific să crezi copilul fără să fie bolnav. Mm-hmm. Păi și dacă el se îmbolnăvește, ce faci? Că ți-o dat planul peste cap, sau ce? Vreau să crezi un copil foarte deștept. Du-te, bă, de aici. Bă, dacă nu ții deștept copilul, poate ți-i talentat pe altceva. Ce planuri să-ți faci tu? Da, în relația ta intimă, acolo ai avut un plan sau te-ai gândit puțin? Nu, pur și simplu. Știi de ce? Eu chiar cred că am fost și sunt în continuare extraordinar de norocos. Deci din punct de vedere al relației fizice, nu că n-am avut nicio problemă. Din potrivă, au crescut și sunt îmbunătățit constant. Știi? Adică, pur și simplu, îmi place îngrozitor de tare de nevastă. Știi? Adică, n-am ce să, cum să mai zic. Dacă aș fi simțit că așa, normal, că începeam să fac plan. Și de alea cu o listă. 10 lucruri bune care îți plac la gagică ta sau ceva. Și mi-aș făcut plan, dar nu, eu am făcut norocos. Ce să zic? Unul mi-a zis, tot așa, nu-i dau nume, o colegă psihologă, știi, sau pseudo, sau ceva de asta.
zice, eu cred că de fapt tu ești în, de ala, cum se zice, în respingerea ideii, ți-ai făcut așa, ți-ai idealizat o nevastă ta și nu, mi-a făcut o teorie. Și am stat, m-am uitat și am zis, poate că, dar așa mi se rupe dacă funcționează. Și am închis-o, știi, adică da. Mi-am idealizat, e cea mai minunată femeie. Păi ești nebun, de 20 de ani funcționează asta, de ce a schimbat asta? Adică eu știu juca bine rugby, de ce m-aș apuca de tenis de masă? Numai că o scris unul într-o carte că mi-am mișto tenisul de masă. Nu, tati, lasă, am idealizat, o mă mint, dă-i înainte, că merge treaba. Eu discutam acum ceva vreme cu câțiva amici de-ai mei și am constatat cu stupoare că dacă arunci o privire în literatură, povești, cântece pentru copii, whatever, ok, nu un baby shark, mommy shark, daddy shark, poveștile astea de familie sunt mai mult despre mamă, destul de puțin despre tată. Tu unde vezi, unde e tatăl ăsta în poveste? Tu unde ești în poveste? Păi ca pe vremuri, tu ții minte că nici tu nu ești așa ieșit acum din liceu, ca să zic așa, știi? Nu. Dar omul, tipul ăla celebru, la un moment dat, care își trecuse pe carte de vizită soțul 4 ani. Da. Păi da. Așa e tata într-o relație, mai ales într-o relație când apar și copii, știi? Soțul soției, știi? De cele mai multe ori. Sigur că trebuie să fim politically corect, să spunem și tata și mama au aceeași implicare și același rol și nu știu ce, nu e adevărat. Adică teoretic așa e. Teoretic așa e. Dar statistic vorbind, mama conduce treaba asta. Și nu numai că cumva săraca și asumă o misiune de netrecut și că e Agripina și, știi, înțelegi, zic, feveleaga și de alea. Nu. Pur și simplu sunt mai bune, mă. Deci mai doamnele bune? Noastre, eu cred cu tărie că sunt mai bune la a crește copii. Mm-hmm. În ce sens? Emoțional. Că de mâncare în gură le știu să le dau. Să-i dau cu bicicleta, știu și eu, da. Nicio problemă. Bă, da, emoțional, să-mi fac picioarele și eu sunt un om foarte deschis. Am o relație cu copiii mei, dacă îți povestesc și cum l-am prins nevastă pe Alex, al meu prea dată, că s-a uitat la pornoșaguri. Povestim dacă vrei. Și cum am interacționat cu el, era beton, adică am o relație super tare. Dar una e să ai relația de comunicare directă și alta e să știi ce să zici în anumite momente. Uh-huh. Și adică dacă vin copiii mei cu o problemă, eu încerc să zic, hai mă, că copilul are o problemă. Da, iubitul, spune-mi așa. Și dar parcă nu intrăm în capul meu de tântălău până în capăt. Ori doamna mea vine, copilul, să uite, zice copilul ceva și înțelege ce să-i zică mai bine decât mie, mă. Și adică, și cumva am depus armele și am zis, iubita vieții mele, ești șefă pe treaba asta. Adică dacă mă consulți, eu ești generalul. Tu ești președintele și zici, păi e pe mama lor, gata, la atac. Dar nu contest de ce. Știi? Mm-hmm. Dar sunteți adică, o echipă. Sunteți o echipă, clar. Absolut. Absolut, clar. Dar n-ai cum să fie echipă. N-ai cum să nu fie echipă pentru că indiferent de mișto e gagică mea, o dă și arega, ce ai făcut, îți dai seama. Și atunci eu, care mai stau așa un pic mai deoparte, vin și zic, alo, șefa, vezi că... Și a zice, da, mai dreptate, am zbărcit-o pe asta. Auzi, da, uite, apropo de ce ziceai mai devreme, societatea asta, ok, mama, tată, tu ți-e foarte clar, ne-a învățat, ne-a prezentat, cel puțin eu așa percep, ne-a prezentat cumva rolul ăsta. Mama, tata, implicit rolul soției, a soțului. Dacă ai putea, uite tu mâine, Cristi, să schimbi niște paradigme, ce schimbări ai face în modul în care societatea prezintă efectiv deja preformat într-un template rolurile astea? Păi să știi că m-am gândit și eu la asta, dar s-ar putea, adică nu s-ar putea, sigur suntem într-un fel sau altul influențați, ca să nu zic victime, dar cei mai mulți suntem victimele părinților noștri și a societății în care am crescut. Eu cumva am o aroganță asta funciară să zic că nu sunt chiar victimă, dar influențat. E adevărat, influența atât. Doar că, oricât de tare aș vrea încă o dată să zic că avem amândoi aceeași, suntem egali, cum ar fi în fața subiectului creșterii copiilor, emoțional vorbind, eu nu sunt în stare să fac ce face doamna mea. Aș vrea să fiu în stare, aș vrea, dar îmi trebuie 14 facultăți și încă două vieți, cred, să ajung la nivelul ei de empatie și de înțelegere cu adevărat a nevoilor copilului. Păi de altă parte, apropo de repartizarea, cum era, diviziunea socială a muncii pe vremuri, da, când e vorba de ceva de celebru cap în gură, eu sunt fan de cap în gură. Știi, avem prieteni care vin să plângă pe omorul nevastă mea și ea zice, lasă, dragule, bine, da, hai să vedem, să... A mea e genială la fazele astea, știi? Și la un moment dat așa îmi face semn, așa, haide că e timp. Și eu zic, ce-i, mă, ce-i? Păi că cu serviciu, marș, mă, dă-ți demisia dacă ești. Dă-ți demisia dacă nu-ți place. Ce tot? Eu vin cu capul în gură, înțelegi? Și eu sunt pe trezire. Și atunci de multe ori cineva să ne zice, bă, ok, am fezandat cât am fezandat, am pregătit terenul, haide tu cu discuția de tătic, știi? Adică aia e vorba de lucru în echipă. Și e foarte bine că e echipă. E foarte bine. Adică ce, să facem amândoi același lucru? Deci face copilul o boacănă, îl aducem în fața noastră și amândoi. Ești un tâmpit, ăsta la altul. Ești un prost. Te pedepsesc. Și eu ce pedepsesc?
Păi ce faci? Adică înțelegi? E o redundanță parentală. Și atunci, uneori jucați rolul ăsta de bad cop, good cop sau fiecare știe foarte bine rolul și fiecare se duce în, în zona lui în care, în care știe că trebuie să activeze? Auzi, la început l-am jucat, dar acum nu mai jucăm. Aia suntem, știi? Asta vreau să... Asta-i filmul. Okay. E ca ăla tânăr și neliniștit la serial. Așa de bine am intrat în rol că... Am înțeles. Cristi, ești o persoană activă, foarte activă. Ambiții profesionale, mulți dintre ascultătorii noștri sunt la fel cu ambiții profesionale, fără doar ce poate. Mai o agendă plină, mie-mi e clară chestia asta. Cum împaci timpul ăsta în familie cu toate lucrurile astea foarte faine pe care le zici? Energia asta ta e extraordinară. Cum împaci agenda ta cu viața de familie? Deci, eu îți spun. Dar să zic că n-am fost așa deștept. Încă o dată. Întâi ești prostalo, după aia prostuț, după aia semideștept și deștept. Așa e în viață, în orice lucru. Știi? Da, ai niște etape, nu știu. Fiecare trebuie să facă analiza în ce stadiu ești. Eu acum azi deștept în stadiul ăsta cu timpul. Că în alte domenii sunt prostalău, deci eu sunt la juniorat, adică n-ai ce să faci. Știi? Că așa e în viață. E, ani de zile am tot încercat să testez tot felul de sisteme. Și acum, de vreo 4 ani de zile, sunt paradigma, am lansat și hashtag-ul, m-a surprins extraordinar de tare pe de bine o prins, după 18 fără weekend. Care înseamnă, în timpul săptămânii după ora 18 și în weekend integral, eu nu mai răspund la mesaje, la notificări, la telefoane, nimic. Pum! Bien. Deci asta, ceea ce îți aduce, nu numai timp. Imaginează-ți weekendul că îl ai fără să faci nimic legat de job. Sau profesional vorbind, orice faci tu profesional. Nu mai faci nimic. Calculează cât timp îți eliberezi. Enorm! Și calculează nu la nivel de weekend, calculează la nivel de an. O să vezi că o să ai sute de ore. Sute de ore în care poți face altceva pentru tine, pentru ca să treci mai bine viața ta. După 18, la fel. Calculează de câte ori după 18 muncești pentru job. Sau pentru profesional ce ai. Știi? Bine, după 18 e cazul meu. Altul, că eu sunt un prieten stomatolog, zice, păi și eu ce vrei mă să fac? Că ăștia vin seara, mă, după servici la mine la dinți. Și am zis, ok, dar găsești tu programul tău. Fă-ți tu un calcul, unde e intervalul tău în care să fii numai... Și mă sună asta după 2 săptămâni. Zice, gata, mă, de la 2 încolo muncesc. Nu, bravo, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, veneam ca prostul la 10 dimineața și îmi dădeam seama că de la 10 la 2 era sub 6% business la mine. Păi pentru 6% eu să-mi stric. Păi iartă-mă că ai găsit intervalul tău. După 18 fără weekend era în cazul meu. Uh-huh. Îți faci calculul ăsta de ore, care e foarte important, și după aceea îți faci calculul de stres. Faptul că nu mai ești stresat. Faptul că tu când ai intrat acasă, cum povestesc eu multora și mulți îmi dau dreptate, foarte mult să leagă de programul ăsta și cumva deja simt așa, cumva am început să-l reau, să-l mai iau la pilă, să zic, bă, stai un pic, că deja multe lume îl face, să nu fie ceva găuri în programul meu și după aia să scoată ăștia ochii cumva că, știi? Și ziceau, bă, să știi că am început să-l... La început parcă eram drogat. Nu puteam să nu iau mâna pe telefon, să deschid mail-ul, să răspund la telefon. Mi se părea că e extrem de important totul. Ori teoria mea, nimic nu e important. Nimic. Cu excepția faptului ce ține de sănătate. Nu e nimic important. Chiar nu e. Și toți care mă certam cu ei la un moment dat. Nu e adevărat. Cum? Că eu am desemnat contract. Tu zici, bă, că e important? El era, nu e nimic mai important. După niște săptămâni, luni, zile, vine zice, mă, acum am uit retrospectiv, n-a spus ce bo am fost. Chiar nu era important. Păi vezi, mă, ce zic? Ei trebuie să intri în mindset-ul ăsta. Și atunci îți găsești timp. Îți găsești timp. Ăsta e basic-ul pe care eu l-am făcut și mi-am găsit foarte mult timp. Și am mai făcut o chestie. Am scris zilele trecute pe blog. Trebuie să atâta timp ai, mă. Deci timpul e ca apa. Știi? Are proprietatea apei. Nu să... Solidific. O oră înseamnă 60 de minute. Atât. Da. Nu înseamnă mai mult. Consumi o oră în ceva, înseamnă că nu consumi pe altceva. E ca la snooker. Ai băgat o bilă, nu mai bagă la altă. Știi? Așa e și cu timpul ăsta. Și atunci trebuie să găsești timp din ce faci. Îți faci o listă cu ce faci tu toată ziua. Eu mi-am dat seama că mail-ul la mine, care e cel mai important instrument de comunicare pentru mine, în relația cu toată lumea, ca să zic așa, profesională, îmi consumă extraordinar de mult timp. Și am zis, ok, acolo trebuie să lucrez. Și ce am făcut? M-am dezabonat de la 80% din newslettere și nu mai răspund la niciun mail unde eu sunt BCC sau în CC, fără să fie clară treaba că avem ceva de făcut. Când îl văd că e BCC, liber, la revedere. Am calculat cam în medie o oră și 20 de minute pe zi am câștigat cu chestia asta. Wow. O oră și 20 de minute pe zi. Wow. Ca așa zice, e mare șmecherie ai făcut. Google, dacă spun. O oră și 20.
E enorm. O oră și 20 în programul meu de lucru. În care, ghici, ce pot să fac altceva? Să scriu un articol mișto pe blog, să stau la un podcast cu tine, că și eu când stau, fac podcastul ăsta cu tine, înseamnă că în ora asta puteam să beau bere. Dar ia, că regem amândoi și ne distrăm și, înțelegi? Mă bucur că comparația cu o bere mă flatează. Da. Stai liniștit că urmează, că ne-am pregătit-o, ca să nu... Da. Ei, asta e. Găsești, trebuie să faci. Nu există. Multă lume caută pastile de alea minune, știi? Hai să iau o pastilă și dintr-o dată... Deci despre disciplină și despre cunoaștere de sine puțin, nu, Cristi? Adică, din ce-mi zice, e mult despre disciplină. Foarte multă disciplină, foarte multă analiză proprie. Asta nu prea face lumea, că n-are timp. Păi aia e ideea, să-ți faci timp, să-ți faci analiza asta ca să-ți găsești timp. Știi? Uh-huh. Că nu ai cum să eviți lucrurile astea. Pur și simplu e o chestie de foarte multă muncă și foarte multă analiză. Printre motivele pentru care mie mi s-a părut perfect și mi-am dorit foarte mult să am podcastul ăsta cu tine, like the perfect match, e faptul că întotdeauna mi-a părut o persoană care spune lucrurilor pe nume și care e foarte preocupată de descoperirea de sine, de sănătate mentală, emoțională. Am văzut asta și într-o parte a podcasturilor pe care le realizezi. M-a ajuns puțin să ne împărtășești. Când ai devenit tu preocupat de temele astea și de ce? De ce ăsta mă interesează mult? Da, ziceai că sunt o persoană onestă. Da, pentru că pur și simplu eu mi-am dat seama de ceva vreme, la fel. Înainte am fost prostălău, acum sunt cât de deștept. N-am ajuns la gradul ăla total de deșteptăciune, dar așa, îs pe cai buni, ca să zic așa. Ai zis că sunt etape. Înainte, da, am lucrat acum vreo 20 de ani, cam așa, în administrație și în politică. Marketing politic făceam de astea, știi? Nu, imaginează-ți tonele, cisternele de rahat pe care le-am mâncat, din punctul ăsta de vedere. Înțelegi? Aia s-a adunat atât de mult, încât acum, cum să zic, mi-am jurat în viața vieții mele că nu o să fiu altfel decât super deschis, super cinstit cu omul, super onest. Și asta e una din, într-adevăr, calitățile mele pe care mi-am auto-impus-o, apropo de disciplină. Nu te gândești că m-am trezit într-o dimineață și am zis, ia stai mă un pic să nu mai aburesc eu lumea, să nu mai... Nu, a fost o muncă și asta. Pentru că ești tentat să mai dai cu aburile, știi? Să mai dai cu aburi că, da, mai iasă o combinață. Foarte greu iasă. Uite, chiar astăzi, înainte de a intra, m-a sunat o coleguță să-mi zică că avem un client care are o grămadă de bani, așa mi-a zis. Un potențial client. O grămadă de bani, grămadă de bani. Zic, lasă grămadă de bani, că nu mă interesează. E nouă colega, de aia nu știe teoria mea. Și dă să văd ce face. Și când m-am uitat, era o chestie semi-legală. Una mică pe site, semi-legală. Zic, spune-i că noi nu lucrăm cu oameni care fac semi-legalități. Mă, dar are o grămadă de bani. Fă, tu n-auzi ce zic eu aici? N-am zis fă, dar înțelegi ce zic acum. Așa. Bă, colega, deci nu facem. Mai avem niște principii. Nu renunțăm la ele. Și la astea taliban. La standardele pe care... Bă, taliban rău de tot. Știi de ce? Pentru că am fost acolo, în partea alaltă. In the dark side. Mm-hmm. Știi? Mm-hmm. Și prăjiturile alea de acolo, odată ce zici, ai numai una mică iau, s-o terminat. Vrei să le iei tot timpul. Pentru că-s bune, lua-le ar dracu. De aia vrei să le iei. Și atunci zici, nu iau nici măcar o firmitură de prăjitură. Și nu accepți. Asta e foarte important să faci, să-ți setezi standardele astea. Da, așa, zi am uitat ce m-ai întrebat, tu îți dai seama. Te-ai dus, dar a vrut să te las că te-ai dus bine, te-ai dus mișto. M-am dus bine, dar m-am dus... Una era cu onestitatea, că ai luat-o pe onestitate și apreciezi. Da. Și a doua parte era zona asta de cunoaștere de sine, de cunoaștere emoțională. Da. Și ziceam că și în podcastul tău am apreciat. Zi puțin care a fost trigger. Uite, de exemplu, eu am avut o perioadă în care, ok, vreau să aflu mai multe lucruri despre mine. Am săpat despre mine, m-am uitat în trecut. Altă perioadă și mă aflu. Acum vreau să văd zona asta de parenting. Cum se întâmplă, cum mă raportez eu la ea și așa mai departe. Zi-mi puțin de tine. Tu în ce moment ai simțit că vrei să afli mai mult? Da. Măi, eu cred că e buletinul la mine. Știi? Buletinul, pur și simplu. Deci am ajuns la vârsta asta în care, știi, păi, o dai cu de-alea filozofică, știi? Cine sunt eu? Ce caut eu în viața mea? De ce m-a făcut stelist? De astea, deci pui tot felul de întrebări, știi, așa, în viață. Cred că, da, mie, acum, cumva și vârsta. E un cumul de factori în orice lucru în viață. Nu există o singură cauză pentru ceva. Bine, numai dacă te împușcă cineva, e o singură cauză pistolul, știi? Dar în spatele pistolului sunt mai multe cauze. Întotdeauna sunt mai multe cauze. Vârsta e una dintre ele. Mm-hmm. Pentru că după 40 de ani eu m-am trezit cu... Mai că, pur și simplu, n-am fost bolnav în viața mea. După 40 de ani am început să-mi cadă toate, știi? Să-mi bată planetară, să am nu știu ce, să... Deci toate am început să-mi cadă. Și atunci am zis, băi, cumva cred că a fost pentru prima dată când am simțit cu adevărat, bă, stai mă că la un moment dat o să o mierlești. Adică la un moment dat se termină viața asta, că ai una care-i, înțelegi, cu termen de garanție. Limitat. La un moment dat, cred că
toate s-au adunat așa câte un pic, știi, în capul meu. Și am început să mă interesez mai mult despre, dar nu m-am uitat așa, știi, filozofic. Hai să mă gândesc filozofic la ceva. Nu, m-am gândit, bă, cam stresat. De asta e să văd ce înseamnă asta, stresul. Și am început să mă științific ce înseamnă stresul. De acolo încolo ai început la tot felul, să citești niște chestii. După aia, bă, dar stai că am avea probleme cu somnul. Bă, hai să-ți... Și am început să citesc. Și la un moment dat, tot citind, tot descoperind, uitându-mă la mine ce probleme am. Că eu dacă, știi, eu nu m-am uitat cum aș putea să fiu un balerin bun. Înțelegi ce zic? Că nu era o problemă pentru mine. De nicio culoare. Că știam că nu o să fiu, pot să fiu niciodată balerin. Eu semicașolotul care ești. Adică asta e. Dar mă uitam la problemele pe care le-am și încercam să găsesc, la știință m-am dus întotdeauna, dar după aia, știi tu cum e, în domeniul ăsta știința e așa, ish. Adică e știință, dar și mai sunt multe lucruri. Și am început să citesc, după aia am ajuns la literatură și dintr-o dată m-am trezit că îmi place foarte mult. E, din momentul în care îți place, deja nu mai e că trebuie și că vrei să te interesezi și să afli mai multe despre. Îți place, face parte din viața ta să citești, să te informezi despre așa ceva. Face parte din mine. Îmi place foarte, foarte mult să citesc pe zona asta de psihologie, antropologie, dezvoltare personală mai puțin. Adică dezvoltare... Și asta, ce înseamnă dezvoltare personală? Știi? Coelho? Pentru unii, da. Eu m-am plictisit, am nebunit când am citit Coelho. Deci m-am plictisit, deci m-am scurs. Abia m-am așteptat să termin cartea. Dar zic puțin în zona. Personală, da. Zic puțin în zona asta de parenting, te-ai dus puțin să sa înainte de a deveni părinte. Ai fost puțin curios, ți-a fost puțin teamă, ai săpat sau ai zis no, go with the flow? Bosulică, noi vorbim așa, Alex al meu s-a născut în 1999. Atunci era asta, cartea lui Dr. Spock, pentru sugari și pentru nu știu ce, și mai era ceva de la editura didactică și pedagogică din 68, ceva. Atât era de literatură. N-aveam internet. Ce să citești, mă, de alea? Serios, dacă nu. Aia, Dr. Spock, a fost Biblie, tati, deci. Versetul 14, litera 22. Că n-aveai ce să faci, știi? Deci aia a fost atâta. După aia, nu. Băi, că la a doua eram... Da, dar ar fi ajutat? Crezi că ar fi fost... Ai fi accesat zona asta de parenting și de cursuri și... Știi cum? Trebuie să zici că în orice, când e o discuție, așa, dacă nu-i zici moderatorul, e o întrebare foarte bună, n-ai făcut nimic, înțelegi? Deci, așa că zic și eu acum, o întrebare foarte bună, dar care ne duce la un răspuns și mai bun, înțelegi ce zic? Ideea e așa, m-ar fi ajutat sau nu? Păi uite de ce se întâmplă acum, în de-aștia care urmează să devină părinți și care vor să se informeze. Intri în ceea ce digitalul ne-a adus, multe paradoxuri. Intri în paradoxul alegerii. Ai atât de multe surse de informare și toate par coerente și minunate și adevărate, încât ești în dictatura alegerii. Ce aleg dintre astea? Ce aleg? Ideea fiind așa, dacă aleg un stil de parenting mai agresiv, mai dominant, ca să învețe copilul că viața e grea, sau aleg un stil super permisiv, ca astea două se anulează reciproc, evident, s-ar putea să greșesc. Na, ia tu pariul ăsta. Ia tu, fă-l tu pariul ăsta, înțelegi ce zic? Deci eu sunt super fericit că am născut copii. Nu eu. Adică am născut amândoi, ce chiar nu. Da, am auzit pluralul ăsta, l-am înainte, auzit de multe ori, da. Înainte de perioada asta de paradoxul, știi, alegerii. Pentru că altfel nu știu cum aș fi, ce aș fi ales. Că trebuie, ești obligat să alegi. Și atunci e și o chestie psihologică. Na, am mai citit acum, pare așa de la peluză, dar am mai citit. În momentul când ai ales ceva, după ce ai depus atât de efort de cercetare, atât de mult efort de cercetare și atât de multă îndoială și atât de mult dubiu în care până la urmă te-a dus la alegerea aia, păi când ai făcut alegerile aia, devii taliban. Ca să-ți confirm faptul că tot efortul tău de a face alegerea aia, nu a fost în zadar. Uh-huh. Și cei mai mulți devin talibani. Tu îi vezi pe unii? Cum îți? Adică îi vezi? Părinții sunt o specie aparte. Adică există mamifere, există insecte și există părinți. Când o să mai scrie viitorul Darwin următoarea originea speciilor, o să fie în specie aparte părinții, știi? Adică oamenii întregi la cap, stai la o bere cu ei, discut, la meci, da? Și zice... Ai copii? Da. Și zic, odată, parcă așa, înțelegi ce zic, s-a făcut ca în Star Trek, așa, s-a ușor roșit ochii și devin altă specie. Și zic, ce ai puțin, mă, ce te-ai transformat așa? Ce? De înțeles, discuția e lungă. Dar nu știu ce să zic, deci chiar nu știu. Și atunci, într-adevăr, la mijlocie, a început să apară de astea, internet, să ne informăm, așa, și atunci mi-am dat seama din timp, stai un pic, mă, că pentru orice zici tu, eu pot să aduc 5 studii contraargument. Și atunci am zis, bă, stai mă un pic, mă, că până acum s-au crescut copii și fără internet, mă, și fără cursuri de parenting, și fără, înțelegi ce zic?
care e ideea? Adică să revenim la basic. Să revenim la basic. Să ai o relație directă de comunicare permanentă cu copilul tău, să nu fii agresiv cu el. Sunt niște chestii de bază, înțelegi? Alea trebuie să fie. Care sunt chestii? Zi-mi și mie, 3-4 așa de bază pentru tine. Sunt chiar curios. Deci, din punctul meu de vedere, hai să zic, nu zic 4, zic una singură. Că și asta e o chestie de eu am teoria cu planul B nu are voie să existe. În orice faci. Doar planul A, atât. Că dacă ai planul B, nu bagi tot ce trebuie în planul A. Că zici la o adică la că e și planul B. E o mare, mare, un mare, mare pericol pe care îl face mulți în capul nostru. Comunicarea permanentă, directă, fără nicio barieră cu copiii tăi. Pe orice subiect, oricum ar fi. Comunicare care înseamnă inclusiv ceartă. Inclusiv stres. Ceartă e o formă de comunicare. Și asta e o comunicare. E o formă de comunicare și asta. Mai ales, știi cum e? Că am câțiva tovarăși, dar hai să zic altfel. Deci îți dai seama că eu, copilul ăla mare are 21 de ani. Deci, de 21 de ani eu sunt părinte. Și văd constant pe de ăștia care au copii mici și care, na, îți dai seama ăștia copiii crescând adolescență, mai dau, mai înjură, mai ia și mai zic, ți-am văzut copilul înjura. Sau, nu că nu fumează, dar, sau nu știu, poate că nu cred. Nici am întrebat-o direct, apropo de comunicare, tu fumezi? Că mi-ar zice. Știi? Dar, zice, ți l-am văzut fumând sau vorbit urât sau ce. Vai, dar ce, nu știu ce părinți sunteți voi, dar și eu zice, bă, tu câți ani are, mă, copilul tău? 2 anișori are. Nu mai stai un pic. Și vorbim după aia și zic, ghici, că a trecut vremea. Și zic, mi-aduc aminte discuția. Da, ai avut dreptate. Păi, hai să ne vedem fiecare de copiii noștri. Cauzi, dacă la fotbal, că tu ești delicios din Amovist, ne trolăm și ne jurăm și ca aia lui, e miza mică, mă. Dar la copii, ia vezi istorie de copilul tău și lasă-l pe al meu în pace, mă, înțelegi ce zic? Că cam așa ar fi toată șmecheria asta. Deci comunicare directă permanentă cu copiii. Comunicare directă permanentă cu copiii. Pe orice subiect. Pe orice subiect. Uite că ziceam de Alecu, avea vreo 10, 11 ani, 12 ani, nu mai știu. Și nevastă mea cumva, nu știu ce căuta pe internet și au găsit în browser că s-a uitat la ceva pornoșaguri, Alecu. Și o venit a mea, vai, super panicată. Băi, ce face? Nu știu ce. Băi, ce face? Băi, băia, tu cum? Ce? Normal să uite la așa ceva. Adică pe care, dar cum că trebuie să intervenim? Zic, nu lasă că intervin eu. Și ăsta era la școală și a venit, zic, haide măi, ce stai? Ce te uiți, bă, pe porcările astea? Alecu roșu, negru, verde la față, nu știu ce. Zic, stai să-ți arate, tati, la ce trebuie să te uiți. Nevastă mea acolo, eu căzut fața. Și l-am direcționat către niște site-uri de erotic art. Zic, uite-te, mă, cât-s de fain, dacă tot vrei să vezi. Uite-te, mă, la chestii frumoase, la porcării de astea, de animale. Înțelegi? La mea zice, apropo de stilurile noastre. Da. Ea, atunci, n-ar fi putut face ce-am făcut eu. Uh-huh. Acum, poate că... Na, știi cum e? Ea e o super lady, o super doamnă. Înțelegi? Eu sunt super derbedeu. Poate și de aia ne potrivim. Că ea o trei de la super doamnă să coboare un pic la derbedeul care îs. Iar eu de la ultimul din cartier, o trebuie să mai urc un pic să îmi pun și eu, știi, mai eu un pic așa o crăvățică, chiar dacă un pic și șefonată, dar să fie cât de cât, să pară că e treabă. Deci comunicare aveți, directă. Aveți copii, apropo de... vedere, totul e acolo, comunicare directă. Apropo de comunicare, mi se pare foarte... Chiar o să țin minte sfatul ăsta, zic sincer, comunicare directă. Și eu cred mult în comunicare, în general, interuman, cred foarte mult în zona asta de comunicare. Voi aveți copii de vârste foarte diferite. Cum vezi tu diferența asta între, nu știu, cum a fost la primul copil, al doilea și așa mai departe? Sunt diferențe de creștere între vârstele astea, plus între băiat și fată, că și aici presupun că e altă diferență. Păi, întotdeauna, deci am 21, 15 și 8. A, exact. Când era pe sistemul, ia hai să-i trimitem acasă, babă, să mai ne vedem și noi de viața noastră, înțelegeți, facem și noi ce vrem, pac, mai trimiteam unul. Hai că, băi, hai, mă, rostul nostru. Deci, fetele au venit ca și-au vrut ele. Deci au venit dincolo de orice măsuri de precauție și de siguranță. Și stai să mă, că pentru noi au fost niște miracole fetele astea două. Bine, nu că ăla mare n-ar fi, că tot e al tău și așa. Dar, păi, el am vrut. Pe astea două, știi cum mai glumesc ele pe noi, nu ne-ați vrut porcilor. Nu v-am vrut, dar doam bine că ați venit, înțelegi? Adică, așa bine. Ce pot eu să zic că sunt total diferiți copii. Totalmente diferiți. Deci, îți dai seama, la primul, a fost. Am greșit, am făcut. Am luat țeapa clasică. La primul, am luat și termometre cu lansator nuclear și tot felul de chestii, că e așa o piață și asta a industrie pentru copii de nebunești. Adică le-am luat pe toate. Cât erau atunci, că erau puține, 99, știi?
La al doilea, la a doua am zis, marș mă cu de-alea, cu cădiță, cu termometru și nu știu ce de asta. Nu facem noi, mă, noi ne-am dus cum am partea aia, știi? Adevărul e că e undeva pe la mijloc, că-s bune, foarte multe scule, sunt bune. Din, și tot fel de chestii pentru copii. Dar copiii sunt totalmente diferiți. Dar dați-mi că la al treilea, când am auzit că vine a treia, number 3, că așa am zis, number 3, bine, number 3, că nu știam ce e, zic, păi, mă, pe primii doi, păi ia uite așa ți-o fac pe a mea, știi, pac, 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 așa ți-o, n-ai, mă, n-are nicio șansă. Ia ghici, mă, cine e cea mai și ne face pe milimetru pătrat? Exactly my dear Watson, știi? Cam așa, n-ai, sunt total diferiți. Dar sunt total diferiți copiii, că așa e normal să fie, fiecare om cu personalitatea lui. Dar suntem și noi diferiți. Că una am fost cu în 99, înțelegi ce zic, apropo de planetara care acum bate, și alta suntem acum în 2020. Ca oameni noi, părinții, se schimbă vremurile, se schimbă moda, totul se schimbă. Nu ai cum să aplici aceleași metode de parenting, ca să le zicem așa, copiilor care sunt de vârste diferite și de... Nici măcar dacă sunt gemeni. Deja până la o anumită vârstă, că am prieteni și am fiini cu gemeni și îi văd. Și deja până la 90 ani încep să se distanțeze, să diferențeze și ei și trebuie să iei pe fiecare separat. Așa. Da, cum gestionați? Cum gestionați gap-ul ăsta între ei, efectiv, între frați, între surori? Cum îl gestionați gap-ul fiind mare, voi ca părinți? Păi e foarte simplu, îl gestionăm cu sistemul când ai de ales, adică înțelegi ce zic, că e... așa ăsta. În primul rând îi lăsăm pe ei să-și gestioneze relațiile, asta e foarte, foarte important. Okay. Adică încercăm să nu intervenim între relațiile decât când sar o anumită limită, știi cum ar fi mijlocia asta mea cu asta mică, dați seama, asta la 8 ani începe să dezvolte, acum începe să dezvolte personalitatea și mai ne simt foarte libertini, îi lăsăm, chiar dacă forțăm lucrurile, că copiilor trebuie să le dai o disciplină ca să, da, ajungi la vârsta în care mai mie îi lasă să se descopere ei mai repede un pic cu riscurile că devin mai agresivi, mai nervoși, mai așa, și după aia aduci încet pe făgașul care crezi tu și care vezi tu că se potrivește. Eu nici măcar nu o știință, eu așa pe intuiție, pe așa, nu pe Excel. Copilul nu crezi cu Excel-ul, ce vrei. Știi? Și atunci asta mică agață la asta mijlocie, asta mijlocie la 15 ani, îți dai seama. Și începe. Și atunci mai intervine când mai lasă-mă, tu ești mai mare. Ce fază clasică, știi? Că mă trezesc zicând ce ziceau și mie bunicii sau zice, nu, lasă că tu ești mai mare. Și după aia îmi dau seama instant ce prost îs. Și am zis, stai că nu asta am vrut să zic, că tu ești mai mare și trebuie să lași după aia. Și că trebuie să înțelegi că, știi? Bă, te trezești, vorbim cum vorbeau părinții și bunicii și vecinii cu tine, știi? Du-te tu gunoiul că ești mai mare. Care inima când aud asta, știi? Adică, cum se zic la... Du-te tu gunoiul că tu ești mai mare. Asta, ai luat multe din trecut, să zic așa, sau din cum ai fost crescut tu și le aplici și tu copilor tăi? De la mama, am luat foarte, foarte mult. Mama a fost o femeie, a murit de mult. Din păcate nu a reușit să se vadă pe niciunul din copiii mei. A murit înainte de a se naște. Groaznic, da? Asta e viața, ce să faci, trebuie să treci. Apropo de cum te schimbă anumite lucruri. Și pe cât se întâmplă una de asta, la asta n-ai de ales. Da. Ai atâtea lucruri pe care poți să le alegi în viață, sunt pe care nu poți să le alegi. Alea nu se negociază. Dar atunci negociază-le pe restul, cu o viață ai. Deci hai să numărăm, dragi ascultători, să numărăm toți împreună. Câte vieți avem? 2, 3 și 1! Și gata. Înțelegi ce zic? Deci atât ai tot. N-ai ce să... Știi? Da. Am deci uitat ce am mai întrebat. Ai luat multe. Ai luat multe și de la mama ta și aplici tu. Mama era o femeie extraordinară din punctul ăsta de vedere. Era înaintea timpurilor ei. Adică pentru ea palma celebră. Adică noi am crescut în perioada comunistă. Da. Luai la palme și de la profesori, nu că de la părinți sau așa. Profesorul îți da. Bă, ce ai făcut, mă, mănânci în oră? Și primeai șalata. Adică, înțelegi? Da. Ea era total împotrivă. Zicea că... Deci, eu am găsit acum, când sunt mai mare, știi? Nu din teoriile mamei, dar nu îți vezi, mama, eu, copil mic, și zicea, hai să-ți explic ce teorie am. Văzând ce făcea și cum ne creștea, le văd că sunt super tun cu teoriile astea moderne. Deci era înainte. Și eu am învățat foarte mult. Adică pe partea de comunicare, asta m-a dus într-una înainte. Pe de altă parte, na, era și ea. Trăia în vremurile alea, cum le trăia și avea anumite limitări și ea atunci, cum era. Și pe astea am văzut că le preiau, știi? Adică muream când zicea sora mea mică cu 2 ani de zile. Nu așa distanțe mari, cum sunt între ai noștri. Cu 2 ani de zile, adică practic aproape nimic, să zici așa, da, la anumită vârstă. Da. Și zicea, hai du tu, zicea mama, hai du tu cu noi, că ești mai mare, ești cel mai mare, știi? Eu înțepeneam, deci nebunesc, și acum când aud asta, că tu ești mai mare, du tu cu noi, da, dar uite-te că m-am trezit și eu zicând asta, știi? Da, ai adus-o și tu în prezent,
Cristi, ascultam într-o zi podcastul tău și mi-a rămas în minte o expresie, vreau să povestim puțin de ea. A rămâne o ființă luminoasă. Tu te adresai părinților care, mă rog, au trecut prin provocări legate de sănătate. Povestește puțin și ascultătorilor noștri, ce te-a determinat să abordezi, nu știu, genul ăsta de teme și ce concluzie așa ai căpătat, top of mind? Băi, hai să zic de ce am început să fac podcastul, că și asta e o poveste foarte interesantă. Uh-huh. Eram invitat la unul, cum ești invitatul tău? Acum și vorbim despre avioane din continente, animale din continente, puțin de jocul ăla, animale din continente. Ce tare era! Ce... L-am găsit acum în ediție nouă și l-am jucat cu copiii și cu un regulament inventat de mine în copilărie. Băi, și-o durat atât de mult, s-o plictisit ai mei atât de tare, încât acum când mai aud de animale din continente, zic, du-te, dracu, cu jocul tău, că nu mai vrei să-l jucăm, știi? Da. Și eram invitat la podcastul lui Robi Catai despre digital marketing, chestii deștepte, înțelegi? Eram noi pe treabă acolo. Și la un moment dat, nu știu cum, m-a întrebat el, dar cum e cu familia? E tot în regulă? Zic, da, mă, da, suntem ok, mai ales că acum am mai scăpat și eu de niște mici probleme pe care le-am avut. Dar ce probleme ai avut? Zic, bă, am experimentat niște atacuri de panică, ești nebun? Că nevastă mea a fost în spital, copiii au fost în spital, când am ieșit din perioada aia, că așa am aflat că se întâmplă după ce te relaxezi din ele și așa și vorbeam foarte relaxat. Da, acum e ok, am trecut de ele, știu ce îți, le gestionez, nu mai ai probleme. Știi? Și asta era tăcut așa, zice, vai, dar cât curaj ai să vorbești despre asta. Și eu zic, dar ce curaj îți trebuie, prieten? Că sunt ale mele, ce vrei să fac? Să mă arăt greuceanul când de fapt știi din față zimbru, din părți timbru? Nu, astea sunt ale mele, am trecut, trebuie să le gestionez, ce vrei să fac? Zice, dar puțină lume vorbește despre asta. Păi zic, dar de ce? Și eu eram contrariat. Dar de ce nu vorbești? Adică de ce să nu vorbesc cu lumea? Că, adică eu cred că dacă ar vorbi lumea, ar ajuta. Și tot din vorbă în vorbă zice asta. Zice, uite, dar de ce nu faci tu un podcast pe zona asta? Și eu, mă rog, așa-s eu, zic, auzi, dacă ascultătorii tăi să zică că există nevoie de un podcast pe zona asta, eu îl fac, tati. Înțelegi? Și m-am dus la bere, mă, după discuție. Era la Cluj. Și dai cu bere de coale, nu, eu nu mai era după 6, evident, n-am mai deschis telefon, nimeni, nici treabă n-aveam. De? Și dimineața mă trezesc, băi, 10 de mesaje. Ar fi o idee genială, ar fi, nu știu. Zic, nu, am zis, știi, vorba bancului. Am zis, tati, hai să-l facem. Și l-am făcut, ce? Numai l-am făcut la o perioadă după aia. De ce? O trebuie să mă interesez, în primul rând, ce înseamnă să faci podcast. În al doilea rând, ce înseamnă subiectul ăsta? Cum să abordez subiectul ăsta? Pentru că, erau oameni cu... Eu am vrut... Asta a fost ideea principală. Oameni care au avut probleme. Da. Și să arătăm ascultătorilor cum pot să scape de problemele sau cum pot să iasă, cum așa. Știi? Și așa mi-am ales primii invitați, în funcție de asta. După aia e discuția, cum noi facem pe Zoom. Că, râdem, glumim și alea. Păi nu poți să faci un podcast pe sănătate mentală dacă nu e omul lângă tine. Da. Dacă nu te uiți în ochii lui, dacă nu simți că transpire, că așa, și am avut câțiva invitați, că nu le zic așa numele, că nu-i frumos, dar na, sunt acolo public oricum, care era pentru prima oară când recunoșteau public, că au avut problemele alea. Știi? Și acum ce să zic? Nu pot să zic că rup norma cu podcasturile alea, dar sunt 5.000 și peste 5.000, nu mai știu câte de descărcări la podcasturile alea, care înseamnă tot atâți oameni care cumva au avut ceva de câștigat din toate discuțiile pe care le-am avut cu oamenii aia. Acum, de ce am făcut eu? Că nu specialist, îți dai seama că nu specialist. Dar mi-a zis un tovarăș foarte bun, psiholog, băiatul zice, bă, când ne-am zis de idee, zic, bă, dar nu m-aș băga, mă, că îți dai seama, sănătate mentală, dracului, o-i călca pe ceva becuri pe acolo, că eu stâmpit și slobă de la gură și cine știe ce o să fac? Zice, nu, ești cel mai potrivit. Pentru că cu tine omul stabilește o relație de comunicare foarte deschisă, ceea ce e extrem de important și doi la mână, poate mai important, e că tu ai experimentat un pic din ceea ce înseamnă în paleta asta enormă de anumite probleme de sănătate mentală. Eu am avut niște atacuri de panică. No, bine, când mi s-a întâmplat, am crezut că mor. Mi s-a părut că se termină bubuia inima, gaz. Zic, mi-am făcut toate analizele. Că zic că e clar de la inimă ceva. Și asta doctorul îmi zicea, nu, mai avut atacuri de panică. Și eram în fază. Eu, atacuri de panică. Eu, cum mă, eu, greuceanu, Gigi Durum, mă, înțelegi? Mi s-a părut că e... Și am început să fac podcast, am început să mă interesez și mi-am dat seama că ale mele sunt pistol cu apă, mă, astea ce am avut. Pistol cu apă față de ce, prin ce trec alții. Și în același timp am văzut că nu înțeleg de ce lumea nu vorbește. Deși am acum niște promisiuni de un fel de celebrities care nu au zis niciodată așa ceva. Și cumva, eu am și zis, că am așa și un nas de ăla de viitor, că zic așa, o să vezi că o să se ceară lumea în podcastul ăsta. Pentru că deja e acolo o chestie care te roade, știi? Și ai vrea să zici. Păi numai bine mi-o zici mie, mă? Că eu simpatic, deschis.
E eliberatoare, e eliberatoare. Da, exact. Zona asta de și, na, acum m-am oprit din înregistrări, că ce să fac? Că trebuie să fiu față în față, e mai complicat. Da, da, cred. O să le reluăm în perioada următoare și mergem înainte cu seria asta, pentru că chiar, da, chiar reacțiile sunt fabuloase. Deci am niște mesaje, ca să-ți dau mesaje privat. Băi, Gogule, deci am și mesaje de, le printez și le pun pe perete, să le văd tot timpul și să-mi aduc aminte că de aia fac podcastul ăsta. Și adică, se ridică pielea pe tine când da, vrei ce mesaje. Sunt multe, da, sunt multe zone care se întâmplă aici la mansardă și sunt de acord cu tine că rare ori găsești confortul ăsta de a vorbi cum într-adevăr. Tu crezi foarte bine conexiunea asta și rare ori găsești omul confortul să vină să-ți spună anumite lucruri. Dar tu crezi spațiul ăsta foarte fain și mi se pare foarte mișto. Și zic, chiar mi-a plăcut și mi-a rămas în minte expresia asta și e foarte fain cu a rămâne o ființă luminoasă. Ați păstra cumva tonusul și pozitivismul și ok, toate lucrurile merg înainte. Știi ce înțeleg eu prin ființa asta luminoasă? Știi că, într-adevăr, nu știu ce mi-o venit să zic eu așa ceva, știi că zici că din ceva versete biblice sau așa, dar nu e asta. Eu am pornit de la pentru mine e unul din, dacă nu cel mai tare vers ever din istoria muzicii, știi? Al lui Leonard Cohen. There's a crack in everything, that's how the lie gets in. Bă! Deci, înțelegi ce zic? Deci e genială treaba asta. E o crăpătură în orice, pe acolo intră lumina. E? Bun, dacă ești ființă luminoasă, ești tot o crăpătură. Deci lumina trece prin tine că tu ești tot o crăpătură de aia. Față de un corp opac care are o mică crăpătură și abia lasă un pic lumina să intre. Știi? Asta înseamnă pentru noi ființă luminoasă. Să fii deschis la tot și la orice, la lumea din jur, ca să poată să treacă lumina prin tine. Viața e complicată, mai ales când apare copilul, când sunt tot felul de provocări și cumva ai tendința să te opacizezi. Să nu mai lași lumea așa să vină spre tine și să treacă, să te lumineze. Dar e o greșeală fantastică de punctul meu de vedere. Și asta e teoria mea cu ființa luminoasă. Nu știu dacă e greșită, dacă nu e greșită. Cam mie îmi place. Am zis eu la un moment dat o chestie de asta și acum lumea începe să mă citeze. Chiar mă enervește. Iar trebuie să simt. Da, nu trebuie să înțelez asta. Să nu cumva să zică cineva da, ceva. Zeci a pus ghilimele de rigoare, dar a spus zice. Chiar mi-a rămas în minte și acum că mi-ai și explicat și ai mai adăugat puțină greutate, chiar îmi place și rezonez cu povestea asta. Pentru că, într-adevăr, sunt momente și momente în viață cu diferite greutăți sau cu diferite momente în care trebuie să accept să treacă lumina vrei. Foarte fain, foarte fain. Uite, apropo de asta, recomand tuturor Steve Peter, se numește autorul Paradoxul Cimpanzeului. Deci o carte care e absolut senzațională, fără a fi senzațională. Pur și simplu, îți explică cum funcționează creierașul tău. Că ai un cimpanzeu acolo, ai doi creieri, cum ar veni. Cimpanzeul, ăla animalicul, și ăsta normalul, de om inteligent, care citește dilema veche, de asta, știi? E problema e că cimpanzeul reacționează tot timpul primul, că e cimpanzeu. Tu trebuie ăla să liniștești tot timpul. Zic, Gogule, stai-mă un pic, avem treabă. Bă, stai-mă, ce te stresa așa, mă, stai-mă. Și să negociezi cu el tot timpul, permanent. Știi? Și autorul recomandă, nu cum să iei la trântă cu cimpanzeu. De ce? Păi el e cimpanzeu, de ești om. În caz că nu știi un cimpanzeu, te face la Scandenberg așa, numai fluierând. De câte ori trebuie o negociere tot timpul cu cimpanzeul ăla. De câte ori te-ai luat la trântă, Cristi, cu cimpanzeu? Cu cimpanzeu? Da, de câte ori te-ai luat la trântă. Să-ți arăt câte zile de spitalizare interioară am primit, că am zis, ia, haide, mă, dacă parte în parte ne facem, da, mă, bine. Dai să mă lăs, mă, un cap în gură mi-a dat și 3 zile eram împrăștea pe jos. Aia, tot timpul trebuie să negociezi cu animalul care ești, că n-ai ce să faci, știi, dacă vrei să fii om, dacă nu, duce pe păduri și fii animal și atunci n-ai, ești tot aia. Cristi, ne aflăm la provocări de părinte și am o întrebare care așa ușor ne apropie de finalul intervenției noastre și nu mi-aș fi dorit, e o rar plăcere să vorbesc cu tine. Lasă că vii tu cu un six-pack și după aia... Mă, noi vorbim aici de provocări. Ne-ai spus și tu din provocările tale. Invitații mei de până acum mi-au povestit și de provocările mele. Zi-mi și mie, cea mai mare provocare a ta prin care a trebuit să treci sau prin care treci acum de părinte? Eu uite, vezi că-s la al treilea copil și aici dacă există un călcâi al lui Ahile, al meu ca părinte... E aici iară diferit de nevastă, care ea nu e așa, înțelegi? E că de fiecare dată când unul din copiii mei, și ăsta la 21 de ani, dacă îți poți imagina, că n-ai cum nu te schimbi niciodată, deci de fiecare dată când dă semne de o mică problemă de sănătate, îți praf. Deci îți praf.
mă agit, mă stresez, mă, deși știu că nu trebuie. Cimpanzeul, părinte din mine, reacționează instant. Deci aia e cea mai mare provocare, cumva să mă relaxez, că nu ajută nimic. Copilul oricum, dacă face febră, oricum o face. Că te agiți tu, că nu, nu-l mai agita și tu. No, aia este cea mai mare provocare din punctul meu de vedere. Să trec mai lejer peste problemele de sănătate ale copiilor mei și ale nevestei, de fapt, că aia e la mine. Asta e cea mai mare. E călcâiul meu al lui Ahile și recunosc și de ani de zile încerc să mă reglez pe tema asta și n-am nici cea mai mică șansă. Acum zic, gata, mă, zen, frumos, ce? Și vine aia mică, tati, mă doare capul. Am înțevenit, iar instant. Am intrat în starea aia. Așa, n-am ce să fac. Da, aici e o problemă mare la mine. Asta e cea mai mare provocare. Ești un tată, ești un tată aparte și foarte iubitor. Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai share-uit astăzi cu noi. A fost o bucurie să povestim. Apreciez și da, știu, franchețea ta. Bun. Îți zic sincer. Da, foarte bun, da. Ești foarte bun, da. Când o să mă hotărâs foarte tare, foarte, foarte tare să devin tată, vin cu 12-pack, nu cu 6-pack. E clar că trebuie să iau ceva de la tine, cu cimpanzeii, cu lumina, cu ceva iau sigur. Așa. Dar până atunci îți mulțumesc mult de tot că ai fost alături de noi și sper să ne revedem curând. Cu mare drag și vreau să, ca să lansez, era să zic, auzi-mă, un ultim mesaj pentru ascultătorii noștri, cei dragi, cred că-s dragi, că eu nu știu, că noi știu cine-s, da? Da? Să fiți iubiți, dar numai dacă meritați. Mulțumim mult de tot, Cristi!